Se anunță noi vești pentru profesori. Aceștia se vor putea titulariza și pe jumătate de normă din anul școlar 2024-2025, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Astfel, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar poate constitui catedre vacante viabile din cel puțin o jumătate de normă didactică de predare. Conform statisticilor, a existat o scădere a numărului de candidați la titularizare din anul 2023 față de anii trecuți și până în prezent. În plus, sunt sub 1000 de posturi pentru profesorii din centrele și cabinetele psihopedagogice. Potrivit Ministerului, sunt peste 65.800 de posturi pe perioadă determinată. Acest lucru înseamnă că România se confruntă cu un deficit de cadre didactice. O posibilă explicație a faptului că sunt atâtea posturi netitularizabile poate fi generată de plecarea profesorilor din sistem.